Vom vorbi astăzi și vom răspunde la întrebări care te interesează legate de minimalism. Vom face o mică introducere și mai multe subiecte delicate de care vrei să afli. Ce înseamnă stilul minimalist pentru mine și sper și pentru tine? Acel răspuns sau acea situație în care noi suntem astăzi, mulți, apropo, cred că stilul minimalism este să nu pui lucruri în casă. Ai trântit o saltea în mijlocul camerei roșie de dorit într-un spațiu alb și ăla e minimalism. Niciodată. Minimalismul este efectiv în jurul nostru, deci este minimum necesar, dar cu atitudine și premium, puse la locul lor. Super funcțional, super complex în spate, dar este minim să nu deranjeze ochiul. Less is more, a spus Miss Van der Rohe în 1920-50 acolo. Deci nu este un stil nou despre minimalism în America. Se știe să se făcea din anii 30 înainte războiului mondial. Noi astăzi suntem în 2021 și noi astăzi suntem în trend cu stilul minimalism, că ei deja l-au de 30 de ori au gândit. Beneficiile pentru omenire a stilului minimalist. Dă să-ți explic puțin cum ai putea tu schimba, în primul rând, viața ta și a mediului înconjurător. Știi că tot se ține cuvântul sustenabilitate, consum mai puțin. Da, exact, minimalismul răspunde acestor cerințe. Da, minimalismul ne va salva pe noi, 100%. Când te apuci să faci un interior și îl dorești în acel cuvânt open space, deci un spațiu deschis, fără pereți, fără limitări, apar la pachet și anumite situații mai complicate. De exemplu, cea mai des întâlnită situație este bucătăria deschisă sau hota deschisă. Ce faci cu ea? Provocarea asta a dus cumva producătorii de echipamente să o rezolve, deci să facă hote cu absorpție internă, să scoate mirosurile. Provocarea numărul 1 este regândirea utilizării spațiului și totodată gândirea unor piese care lucrează între ele și creează acel feeling de warm, cald, că e bine, că mă simt bine, să nu te simți ca într-o hală industrială. Deja piesele de mobilier, inclusiv și canapelele și bucătăriile, pot deveni piese care delimitează spațiul. Deci gândește că tu ai un paralelepiped, un dreptunghi sau un pătrat, în care un cub, scuză-mă, pentru că ai trei fețe, tavan, pardoseal, laterale, în care tu trebuie să separi spațiile. Cum le separi? Cu ajutorul mobilierului. Într-un spațiu minimalistic, desigur că este necesar și să ai funcționalitate. Da, pentru că fără ea nu putem trăi. Obligatoriu, funcțional, ți trebuie o canapea care are două părți și poți un spațiu, când tu l-ai în centru, am plasat o canapea, să o separi. Ce piese îți mai trebuie? Bucătărie. Sigur că ai o insulă. Fără insulă de bucătărie nu e un spațiu chiar minimalistic. Când vorbim despre culori într-un spațiu minimalistic și mă refer aici la o cromatică, la un mood board asortat corect, trebuie să atragem atenția ce te încarcă pe tine cu energie zilnic. Și atunci dacă tu ești într-un spațiu mai steril puțin, mai culori albe sau cu emoții din asta mai, nu știu, poate pudrate, nu-i bai, poți să fii interiorul alb. Dacă te inspiră să fii mai dark, ești on the dark side, știi? Sau ești cumva în zona wild, cine știe, vrei și o panteră pe acolo. Deci e treaba ta, poți să pui și o pernă cu o panteră într-un spațiu alb sau negru. Deci totul este în mâinile tale. Dacă totuși vrei decorațiuni în spațiul tău și să simți, sigur că nu uita că există arta modernă care corespunde într-o tot cu spațiile tale. Tablourile alea care te uiți ele și nu înțelegi nimic din ele, deci aia e arta modernă, exact. Ajungem în punctul culminant în care apare întrebarea lumina. Da, lumina este cheia spațiului minimalist, pentru că noi trebuie să avem numai decât lumină arhitecturală. Scenarii orientate în diferite zone, într-așa mod, gândește tu ai un dreptunghi în care câteva piesele ai. Luminezi strict piesele și automat apare volum.